Bună ziua! Ne pregătim să începem ședința de guvern, dar doresc să fac câteva mențiuni legate de primele cifre pe care am putut să le agregăm după încheierea anului și avem vești foarte bune legate de ceea ce înseamnă programul de investiții, așa cum ne-am asumat prin obiectivele de guvernare. Astfel, la sfârșitul anului 2022, cifra totală a investițiilor se ridică la 73 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă un record pentru investițiile din țara noastră din banii de la buget. Sigur, am avut 88 de miliarde alocate prin buget. Trebuie să recunoaștem că nu am reușit să atingem obiectivul de 100%, dar ținând cont de condițiile în care s-a derulat activitatea economică și bulversarea pe care a creat o creștere a prețurilor la materiale și, desigur, măsurile pe care le-am luat la nivelul Guvernului pentru a reuși să acoperim, să compensăm această creștere la materiale, ne-a ajutat ca în a doua parte a anului să reușim să gestionăm cum se cuvine domeniul investițiilor și iată să putem să avem această cifră, cifră care practic vine și confirmă încă o, un trend cât se poate de pozitiv pentru economia noastră, dincolo de creșterea economică și anume faptul că cea mai mare parte a bugetului nu se realizează pe consum așa cum eram obișnuiți și iată investițiile încep să aibă o contribuție majoră la bugetul de stat. Practic, este și rodul activității dialogului pe care l-am avut cu mediul de afaceri din țara noastră și o dovadă de încredere că măsurile, așa cum au fost discutate, au asigurat predictibilitate și oportunități pentru a putea să investească într-o serie de domenii de activitate care se înscriu într-o paletă și complexă și sofisticată. Am folosit aceste sintagme pentru că, practic, am dorit să redau uh, concluziile uh, unui studiu al Departamentului uh, Economic al Academiei Harvard, care vine și ne confirmă că România a devenit a 19-a cea mai complexă și sofisticată economie a lumii și are potențial ca uh, să continue să crească în acest, în acest clasament și până în 2030 rezultatele să o împingă undeva în primele 10. Este o recunoaștere pe care de aici de la masa guvernului trebuie să o adresăm. Tuturor cetățenilor României trebuie să o adresăm mediului de afaceri. Trebuie să recunoaștem că în continuare este nevoie de măsuri pentru sprijinirea capitalului românesc. Am discutat în coaliție, am discutat cu domnul ministru Căciu și cu ceilalți miniștri de linie să facem în așa fel încât să venim cu măsuri concrete pentru a putea să sprijinim capitalul românesc și, desigur, să facem în așa fel încât să putem să uh, aliniem uh, demersurile noastre cu uh, dorința de investiții din capitalul străin. De altfel, uh, este uh, și o coroborare a uh, realizărilor noastre în acest domeniu cu. Uh, Cifra pe care uh, au atins-o investițiile străine directe în economia românească, uh, nu avem încă uh, datele finale. Cert este că la finalul lunii octombrie depășisem uh, anul în care am avut cea mai mare valoare a investițiilor străine directe în România, dacă nu mă șere vorba de anul 2008, uh, unde valoarea ajunsese la 9,2 miliarde. Desigur, este de asemenea de subliniat faptul că deși nu avem toate cifrele pe masă, totuși putem să spunem că am atins obiectivul pentru realizarea bugetului în valoare nominală practic Discutăm de la o creștere uh, față, de 1000, față de 2021 de la 1187 de miliarde la 1386 de miliarde. În uh, valoare concretă putem să discutăm de aproximativ uh, 40 de miliarde de euro creștere uh, an, în anul 2022. Totodată subliniez contribuția pe care au avut-o fondurile europene a fost anul în care am reușit să atingem o absorpție de 73% din cadrul financiar 2014-2021, practic o creștere cu 20% față de 2021. Și, de asemenea, este anul în care am realizat cea mai mare absorpție de 11,3 miliarde fonduri de coeziune și PNRR. Și, așa cum sublineam în ședința de guvern trecută, avem nevoie pentru a putea să menținem ritmul acesta de absorpție ca în fiecare an să reușim să atragem minim 10 miliarde din fondurile uh, europene. Acestea sunt uh, uh, datele uh, uh, preliminare pe care uh, am reușit să le uh, punem pe masă până în acest moment. Sigur, către finalul uh, lunii, uh, în februarie, vom reuși să. Uh, avem la dispoziție toate aceste cifre și atunci vom veni cu date concrete și sperăm cu date mai bune. Acestea sunt, uh, la, uh, sunt date pe care le-am obținut la uh, prima analiză. În ședința de guvern de astăzi avem uh, o ordonanță de urgență. Foarte importantă, prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene vine și clarifică, practic, asigură procedurile și mecanismele prin care toți cetățenii care au fost încadrați în componenta aceasta de sprijin pentru termie să poată să beneficieze de uh, bani și uh, foarte pe scurt sunt convins că uh, în conferința de presă de după ședința de guvern domnul ministru va da toate detali detaliile. Spun foarte pe scurt este vorba de uh, clarificarea modului în care uh, se stabilește uh, locul Uh, unde uh, vor fi uh, uh, asigurate aceste etichete uh, în localitățile care nu au reușit încă să finalizeze nomenclatorul stradal. Sunt de asemenea proceduri unde probabil uh, uh, mai multe familii uh, locuiesc la aceeași uh, adresă și, desigur, sunt uh, câteva uh, elemente de clarificat din punct de vedere procedural între ministerele care uh, au atribuții în asigurarea uh, acestor etichete și, desigur, alimentarea lor cu bani. Și, uh, totodată, uh, este important să menționăm că procedura, propriu-zis, va începe la uh, 1 februarie și există, deși uh, inițial termenul era. Uh, ca oamenii să poată să beneficieze de aceste etichete, practic, începând cu 1 martie, există din verificările pe care le-a efectuat astăzi domnul ministru Boloș în teren la instituțiile care se ocupă tehnic de aceste etichete și procedurile pentru alimentare ca începând cu 20 februarie să poată să folosească banii de pe etichetele respective, existând totodată și nevoia unei adaptări, pentru că au fost solicitări din partea oamenilor să poată să plătească online, ca atare va trebui să avem o soluție de tehnică astfel încât să se poată folosi și varianta digitală a acestor a, bani. Adică folosirea mijloacelor digitale pentru a, ca acești bani să poată fi folosiți pentru plata termiei. De asemenea, a, în ședința de guvern de astăzi alimentăm bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane. Sunt bani proveniți din a, colectarea impozitului pe veniturile obținute din vânzarea gazelor din onshore și offshore, bani care sunt necesari pentru compensarea prețurilor la energie conform prevederilor legale și schemei pe care o gestionează Ministerul Energiei. Nu facem nimic altceva decât să ne ținem de asumarea conform cărea pe parcursul anului 2023 vor fi menținute prețurile la energie și gaze atât la consumatorul caznic cât și la IMM-uri și mari consumatori în conformitate cu prevederile din, din lege. De asemenea, la finele anului 2022 am avut o discuție și un angajament cu ministerul cu ministrul digitalizării ca în interiorul ministerului să se uh, identifice acele soluții prin care într adevăr să punem în valoare domeniul cercetării și inovării. Am uh, asigurat o creștere a bugetului pe cercetare inovare de aproximativ 70%. Și în felul acesta am solicitat domnului ministru ca în ședința de guvern de astăzi să ne prezinte un plan al modului în care concretizăm toată munca din domeniul cercetării și inovării. Este un domeniu căruia îi acordăm atenție maximă conștientizând efectele pe care cercetarea și inovarea l-a produs în economiile puternice ale lumii și, desigur, deschizându-ne către partea de colaborare și, desigur, contribuția noastră la tot ceea ce înseamnă concretizarea rezultatelor cercetării și inovării în economia românească. Ca atare, domnule ministru, așteptăm să vedem obiectivele din planul dumneavoastră. Doresc de asemenea să menționez că în această perioadă urmează să clarificăm toate aspectele legate de cererea de plată numărul 2 pe PNRR, ca atare fiecare minister care a avut de îndeplinit jaloane și ținte va trebui să fie în măsură să clarifice și să discute cu staful tehnic de la comisie și acolo unde este necesar să putem să intervenim astfel încât să putem primi banii la timp și, de asemenea, la final, am să-l rog pe domnul ministru și să angajăm primele discuții pentru pregătirea cererii de plată numărul 3, ținând conci de faptul că săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, avem primul comitet interministerial pe PNRR și acolo trebuie să avem elementele clare în ceea ce privește activitatea cel puțin în primul trimestru al acestui an. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!